Exact așa cum s-a întâmplat și în cazul liberalilor Ion Ariton și Varujan Vosganian, cei doi socialdemocrați, Darius Vâlcov și Dan Șova, au avut abordări total opuse privind solicitările parchetului general de încuvințare a reținerii și arestărilor preventive. Astfel, Darius Vâlcov, care conform procurorilor este acuzat de trafic de influență și luare de mită pe vremea când era primar al municipiului Slatina, a ales să accepte cererea magistraților, rezervându-și dreptul de a se apăra în fața instanței pentru a-și clarifica situația. Mă rog să lăsați justiția să spună dacă trebuie să fiu reținut sau arestat. De aceea, solicitarea mea pentru dumneavoastră este ca astăzi să dați un vot da, fiind și ziua mea, cred că este o rugăminte în plus. Rugăminte pe care o fac de a nu mă pune în situația de a-mi da demisia din funcția de senator pentru a ajunge în fața instanței. În schimb, Dan Șova, acuzat de săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, nu a vrut să renunțe la imunitate, deoarece a considerat că în cazul său este vorba despre un abuz al procurorilor, iar în dosarul său penal nu ar exista probe incriminatoare, fapta imputată petrecându-se cu 8 ani în urmă, când acesta era doar un simplu avocat și nu un senator al României. Alerg să-mi demonstrez nevinovăția. Mă supun și acestui lucru nefiresc. Dar vă rog, și o spun cu demnitate, să-mi dați posibilitatea, prin votul dumneavoastră de astăzi, respingând cererea Direcției Naționale Anticorupție, să mă pot apăra ca om liber. Conform procedurii, în astfel de situații, parlamentarii au avut ocazia să-și exprime punctele de vedere. Astfel, unii dintre senatorii arcului guvernamental s-au dovedit a fi solidari cu fostul ministru Dan Șova, spunând că nu pot să admită reținerea sau arestarea colegului lor, motiv pentru care au încercat să găsească diverse argumente juridice și constituționale în sprijinul poziției lor. În același timp, parlamentarii opoziției au declarat că nu vor pune niciun fel de piedici în calea justiției, semnalând faptul că legiuitorul are două măsuri pentru astfel de cazuri. Aluzie la situația altor parlamentari, unde votul s-a dat cu mare ușurință. Toți cei care au încălcat legea și care au comis infracțiuni să fie pedepsiți și să răspundă așa cum spune legea românească. Da, normal este ca în această țară situația de fapt să fie libertatea. Iar omul respectiv, dacă n-a comis o faptă cu violență, dacă nu e pedofil, dacă nu e violator, să poată să-și susțină, deși este aberant, nevinovăția, în libertate. Noi nu ne putem substitui justiției. Noi, parlamentarii, nu putem să decidem dacă un cetățean al României poate sau nu fi arestat. Nu-i așa? De ce am avea atunci dreptul să o facem pentru un coleg de-al nostru? Nu este și el cetățean al României? Cercetarea penală și trimiterea în judecată a deputaților și senatorilor se pot face. Dar, spune textul, reținerea, percheziția și arestarea se fac doar cu încuvințarea Camerei, în cazul nostru a Senatului. Ce o să spună presa după ce vom termina de votat despre un parlament nu doar bicameral, ci un parlament bisistem? Pentru că distinși noștri colegi din Camera Deputaților, într-un timp absolut halucinant de scurt, au votat 6, 18, 325 de arestări în cazul doamnei Udrea, mecanismul fiind același ca și aici, se punea în discuție imunitatea parlamentară. Ce pericol prezintă domnul Șova astăzi, colegul nostru, după un număr de nu știu câți ani, de la data la care îi se impută niște lucruri care nu, după părerea mea, nu au fost dovedite. Cred că pentru poporul român orice cetățean este nevinovat, nu când se exprimă niște senatori, ci când se exprimă un complet de judecată. E mai bine și pentru domnia sa, pentru domnul senator Dan Șova și pentru toți dintre noi, ca justiția în această țară să o facă completele de judecată și nu camerele Parlamentului. Nu se pune problema că suntem nevinovați când spune instanță de judecată. Suntem nevinovați ca stare normală, firească, de la naștere, încetează această stare atunci când se pronunță o condamnare în materie penală. Nici de cum nu trebuie să primim un certificat de nevinovăție și în lipsa lui să avem o suspiciune deasupra capului.
Până la urmă, profitând de o neconcordanță legislativă între prevederile din statutul parlamentarilor și cele din Constituție, cererile procurorilor au primit un vot favorabil pentru Darius Vâlcov și o respingere în cazul lui Dan Șova, nefiind întrunită majoritatea necesară.